Bugetarii primesc vești bune. Guvernul a aprobat 2 zile libere în plus. Atât ajunul Crăciunului, cât și ajunul Revelionului pică lunea, așa că angajații vor putea lega sărbătorile de weekend. Prima mini-vacanță, cea de Crăciun, va începe sâmbătă 22 decembrie și se va încheia miercuri 26 decembrie. Asta înseamnă că salariații vor reveni la lucru joi 27 decembrie. Cea de-a doua mini-vacanță de care vor beneficia oamenii va începe sâmbătă 29 decembrie și se va încheia miercuri 2 ianuarie. Asta înseamnă că de pe data de 3 ianuarie oamenii vor reveni pe baricade. Pentru cei care lucrează în domeniul unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum unitățile sanitare sau cele de alimentație publică, angajatorul este obligat să compenseze cu libere în următoarele 30 de zile. Anul viitor, 14 zile sunt libere prin lege pentru sărbători.